Un șacal a rămas blocat în gardul unei gospodării din comuna Crișan, județul Tulcea. Proprietarul locuinței a filmat animalul și a postat imaginile pe internet. Primarul comunei Crișan, Silviu Rahău, a transmis un mesaj către parlamentari pentru a lua măsuri ca astfel de incidente să nu mai aibă loc, iar cetățenii din Delta să fie în siguranță. Noi, locuitorii Deltei, trăim aici zi de zi, nu doar câteva weekenduri pe an, astfel că ne întâlnim des cu astfel de situații. Degeaba un anumit parlamentar de ocazie vine o zi, două, în Delta Dunării și apoi declară că a pierdut nopți întregi și nu a văzut niciun șacal. Dar afirmă că, deși i-au fost arătate filmări, nu este sigur că erau imagini din țara noastră. Doresc să trag un semnal de alarmă legat de prezența din ce în ce mai frecventă a șacalilor în gospodăriile oamenilor. Fac apel la parlamentarii tulceni să ducă mai departe cât de urgent posibil acest semnal de alarmă și să înțeleagă faptul că Delta Dunării este locuită, nu doar un muzeu de vizitat vara. Iar dumneavoastră ar trebui să fiți preocupați de siguranța noastră și a copiilor noștri. Înmulțirea necontrolată a șacalilor afectează și fauna din zonă, care a început să aibă deja de suferit.